Înainte de a încerca să mă apropii de cuvântul acesta care a fost citit și care este un cuvânt foarte bogat, simt că este nevoie să fac o precizare. Poate că unii nu veți fi de acord cu mine, dar eu vă spun ceea ce cred că trebuie să vă spun. Faptul că de-a lungul unei luni, la părtășile de duminică dimineața, duminică după masa, joia seara, se întâmplă să slujesc mai des din cuvânt. Știu că pe unii îi deranjează și statisticienii își pun întrebarea de ce el vorbește atât de des și mie vine rândul numai o dată sau trece luna și mie nu vine rândul niciodată. Iar mi-a sărit rândul. În programarea bisericii, de obicei, îmi rezerv o duminică sau două și poate o seară de joi, dar se întâmplă că frații programați la slujire își încheie mesajul mai repede și îmi lasă și mie câteva momente la final pentru ca să mai completez ceva. De aceea, probabil că apar foarte des în fața dumneavoastră și slujesc din cuvânt. Nu am alergat și nu alerg după amboane și cred că este suficient dacă la microfonul bisericii cuvântul lui Dumnezeu se vestește, fie prin mine, fie prin altcineva. M-am rugat de multe ori ca Dumnezeu să îmbrace cu putere pe toți frații care ajung pe la amvonul acesta, să le dea înțelepciune, pricepere, pentru ca poporul care vine în casă lui Dumnezeu să capete hrană. Nu sunt interesat ca poporul să capete hrană doar prin mine sau eu să fiu cel care o dă cel mai des, ci sunt interesat ca poporul care pășește pragul casei Domnului să primească hrană pentru sufletul și pentru nevoile lui. Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta este un cuvânt foarte bogat și el se leagă foarte bine de cuvântul pe care l-am citit și din care am vorbit joi seara. Joi seara foloseam un alt pasaj, primele trei versete din capitolul 4. Acum am citit din capitolul 5, în care Apostolul Pavel se adresează unor creștini, frazei noștri, și tot ce le spune lor ni se potrivește și nouă, fără vreo excepție. Pe oamenii aceștia, Apostolul Pavel îi consideră negreșit oameni înțelepți, dar, așa după cum a spus-o și în Corinteni, înțelepți nu în felul lumii, pentru că între noi, spunea Pavel, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Creștinii sunt oameni înțelepți pentru că ei au primit în inima lor, în viața lor, pe Duhul Sfânt, care este numit Duh de Înțelepciune și Duh de Putere. Și înțelepciunea pe care o au creștinii este o înțelepciune nu ca și aceea din lume, care se exprimă în tot felul de formulări filozofice încălcite. Înțelepciunea pe care creștinii au căpătat-o de sus prin Duhul Sfânt este o înțelepciune practică. O înțelepciune care învață cum să trăiască, cum să umble, cum să vorbească, cum să se poarte, cum să ia decizii în problemele mici sau marele vieții, pentru ca deciziile lor să aibă asupra lor urmări benefice, rezultate bune să culeagă în urma acestor decizii. De aceea vin și spun încă o dată, încă din început, Apostolul Pavel se adresează unor oameni pe care îi consideră înțelepți. Și eu cred cu tărie că copiii lui Dumnezeu, creștinii, sunt mai înțelepți decât cei din afara bisericii. Măriți să fie Domnul! Unor astfel de oameni, adresându-se, Apostolul Pavel spune să umble cu băgare de seamă. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Unui om care nu are înțelepciune, în zadar ei cere să umble cu înțelepciune. Că dacă nu are, nu are. Dar Apostolul Pavel, vorbind unor oameni care au căpătat o anumită măsură de înțelepciune și pot să capete mai multă dacă vor să o ceară de la Domnul, oamenilor acestora, el le spune să umble cu băgare de seamă, că așa le-și devine unor oameni înțelepți. Umblarea cu băgare de seamă, să știți că este un concept iudaic și definește modul de viață. Creștinul trebuie să dovedească în viața lui de zi cu zi înțelepciune. Adevărul este că în multe împrejuri ale vieții suntem chemați să fim cu băgare de seamă.
Aș putea în multe locuri din Biblie să poposesc împreună cu dumneavoastră, dar de bună oară voi alege unul, Proverbe 6 cu 6. Înțeleptul din vechime îi spunea cititorului său imaginar și în felul acesta, adresându-se, el ne vorbește și nou și spune, du-te la furnică. Acum adaug el acolo un adjectiv care poate că deranjează pe unii. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te la ea cu băgare de seamă și înțelepțește-te. Ceea ce vrea să spună înțeleptul din vechime este aceea că Dumnezeu, în bunătatea Lui, a așezat în creație, în jurul nostru, o grămadă de lecții pentru noi. Dacă suntem cu băgare de seamă, ne uităm la ele, învățăm din ele, tragem concluzii. Ne facem mai înțelepți, știm să ne purtăm în anumite situații. Dar aș vrea să fiu mai concret. De bună oară am să vă reamintesc o împrejurare din viața lui Moise. Despre Moise, Scriptura Mărturiei este foarte frumoasă, spunând că la 40 de ani era un om puternic în fapte și în cuvinte. Omul ăsta învățase la cele mai renumite școli ale Egiptului, trăise niște condiții de viață la care frații lui, de același neam cu el, n-au ajuns niciodată. Omul acesta, la 40 de ani, am putea spune că era în plinătatea dezvoltării capacităților sale omenești. A ieșit să-și viziteze frații pe câmp și a văzut acolo, știți, întâmplarea, un egiptean care bătea pe un evreu. Și pentru că el se simțea în inima lui evreu, Moise a luat apărarea evreului și pentru că, mă rog, a fost destul de tensionată discuția de acolo, până la urmă a curmat viața egipteanului. L-a ascuns în nisip. Probabil că dacă mai erau și alți egipteni de față, lucrurile erau mai complicate de atât. Dar nu erau egipteni de față. Era însă un evreu, un alt evreu de față. A doua zi, ieșind să-și vadă din nou frații, a văzut de data aceasta pe un evreu, făcând nedreptate unui alt evreu. Doi frați de-a lui în conflict, unul nedreptățea pe celălalt. Și Moise s-a adresat celui ce nedreptățea pe fratele lui și a spus, pentru ce te porți în felul acesta cu fratele tău? Și acum vedeți dumneavoastră, evreul acela care avea statut aproape de rob în Egipt, evreul acela care, din punct de vedere fizic, era mult inferior lui Moise, evreul acela care avea mai puțină educație decât el, îl pune la punct pe Moise și spune, auzi, dar cine te-a pus pe tine să te amesteci în discuția dintre noi? Oare nu cumva ai vrea să mă omori și pe mine, cum l-ai omorât ieri pe egipteanul acela? Și aș vrea să remarcați prin această frază titluită bine, dintr-o dată Moise își dă seama că acest evreu, frate de-a lui, îl are la mână cu ceva. Și am vrut să scot în evidență prin această întâmplare destul de simplă, este aceea că noi trebuie să avem grijă în umblarea noastră prin lume, să ne purtăm în așa fel, încât să nu îngăduim nimănui din jurul nostru să capete vreodată un avantaj asupra noastră, să dețină un control asupra noastră. Pentru că va veni vremea, mai devreme sau mai târziu, când acel avantaj ne va face să plătim greu. Avantajul pe care l-am îngăduit altuia să-l câștige asupra noastră. Să ne purtăm în așa fel încât, oricând, să fim lumini. Viața noastră, în cele mai mici detalii ale ei, să fie o viață de care să nu ne rușinăm niciodată. Și ce am făcut în ascuns, să poată fi arătat și la lumină și să nu ne roșească obrazul de rușine niciodată. Aș vrea să vă dau un exemplu concret, ca să înțelegeți și mai bine. În vremea de astăzi, toți avem în casele noastre internet, laptopuri și calculatoare în fiecare cameră. Rară familie care să aibă mai puțin de 3 aparate de felul acesta. Avem conexie high speed. Avem acces la o grămadă de lucruri vrute și nevrute, mai ales nevrute și nefolositoare. Se întâmplă deodată că te simți ispitit când toți ceilalți ai casei s-au retras în camerele lor și parcă dorm, nu se aude scârții nimic, te simți câteodată ademenit să dai un click pe un site care nu e potrivit pentru tine.
zici, nu o să știe nimeni. Aș vrea să vă spun deschis. Un simplu click dat o singură dată undeva este contabilizat. Cineva, clicul acela pe care tu l-ai dat din curiozitate, s-ar putea să-l folosească într-o anumită împrejurare împotriva ta. Într-o anumită situație, când tu va trebui să depui o mărturie creștină, să spui că ești un om cu principii morale, s-ar putea să se ridice cineva și să spună, am o dovadă, există o dovadă, că tu ai făcut treaba asta. Uite, ai accesat acolo. Eu am numai dovada asta, dar e posibil ca tu să mai fi făcut lucrul acesta, insinuează cel care s-a ridicat împotriva ta. Pe mine gândul acesta vă mărturisesc și nu o considerați ca o laudă. Vă rog să mă credeți, nu e o laudă. Dar gândul acesta, că nu vreau să dau vrăjmașului ocazia să mă prindă cu ceva, gândul acesta m-a făcut să stau departe, departe, departe de lucrurile acestea. Și dacă vreodată sunt de lucru, la lucru de noapte și am atâta timp acolo să citesc Biblia, să mă uit pe internet, să ascult orice, să văd multe lucruri, m-am ținut departe de lucrurile acestea pentru că am știut că dacă nu umblu cu băgare de seamă, vrăjmașul câștigă un avantaj asupra mea, pe care mai devreme sau mai târziu îl va folosi împotriva mea. Când va trebui poate să dau socoteală pentru credința mea și voi spune că a mea credință este sănătoasă și bună și frumoasă, pentru că mă învață la o trăire curată. Dacă eu, vreodată, vreo noapte, m-am lăsat prins în capcana vrășmașului și am dat click unde nu trebuia, se va găsi cu siguranță cineva care îmi va spune, eu știu ce fel de creștin ești tu, eu știu ce fel de slujitor ești tu. Uite, asta este proba. Trăim într-o lume rea. Lumea aceasta îi urăște pe copiii lui Dumnezeu, de aceea ne trebuie să trăim cu băgare de seamă. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în privința asta. Amin. De ce ar mai trebui să umblăm noi cu băgare de seamă? Am să vă spun de ce. Apostolul Pavel, când a scris Epistola către Romani, capitolul 8, în versetul al 14-lea, el a proclamat un mare adevăr, foarte frumos adevărul acesta. Căci cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este un privilegiu pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția copiilor lui Dumnezeu. Numai că aș vrea să vă reamintesc, să vă spun că în lumea aceasta există zone, există locuri în care, vedeți, nu aveți acoperire la celular. Cu tinerii bisericii mi-aduc aminte că la rând am fost în tabără cu corturile într-o zonă foarte frumoasă, dar nu aveau acoperire la celular, nu aveau niciun semnal. Aș vrea să spiritualizez puțin exemplul acesta și am să spun că există locuri în care nu ai semnal. Ai vrea să ai călăuzirea Duhului Dumnezeu, dar nu e normal ca tu creștin să te găsești în locul acela sau în situația aceea și ai pierdut semnal. Aștept călăuzirea, te rogi pentru ea cu disperare și ea nu mai vine și te întreb de ce. Îți spun eu de ce. Pentru că în multe situații în care nu mai e semnalul acela al călăuzirii divine, dacă te uiți bine cu atenție în jurul tău, descoperi că ești într-un loc în care nu ți s-a dat semnal. De aceea, frații mei, surorile mele, eu aș zice, spiritualizând iarăși acest exemplu, umblați numai în zonele în care este semnal. Și Dumnezeu vă va păzi. Dumnezeu este credincios acestei făgăduințe. A umbla cu băgare de seamă înseamnă foarte multe aplicații în viața de zi cu zi și timpul lumea ajunge să mă ocup de toate. Aș vrea să mă ocup și de versetul 16 din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Pavel zicea și fratele Sorin l-a amintit aici, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Poate că și dumneavoastră, ca și mine, ați auzit două feluri de predicatori care vorbesc despre vremuri și despre zile. Unii zic, fraților, trăim vremuri grele. Și argumentează. Sunt atât de multe ispite, că creștinii sunt priviți așa cum sunt priviți și argumentează. Apoi, nu trece mult și pe la bunul bisericii mai ajunge un predicator care spune, fraților, se spune că sunt vremuri grele. Păi cum? Când frigiderul e plin, cum să fie vremuri grele? Părinții noștri au mâncat mămăligă sau mălai, cei care știți ce e la mălai.
Astăzi nu-s vremuri grele, frigiderele sunt pline, cămară la fel, trei mașini în driveway, camere, fiecare are camera lui și avem atât de multe în casele noastre. Și fiecare analizează vremea în care trăiește sau zilele în care trăiește în funcție de criteriul lui, ce e important pentru el. Și în funcție de aia decide, e greu sau nu e greu. Dar haideți să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să decide dacă trăim vremuri grele sau dacă nu trăim vremuri grele. Pe paranteză aș vrea să vă spun, mi-a fost dată o prorocie zilele acestea, care m-a pus foarte mult pe gânduri, pentru că, voindu-se ca din partea lui Dumnezeu, eram sfătuit să nu mai spun poporului că trăim vremuri grele și că vremurile care vin sunt vremuri grele. Că, spunând eu în felul acesta lucrurilor pe nume, în loc să trezesc poporul la rugăciune, mai mult descurajez. Să-mi fie cu iertare. Dumnezeu a vorbit lui Ezechiel și există un cuvânt din Cartea Sfântă care spune cam așa. Dacă tu ești străjer pe ziduri și vezi primejdia că vine și taci și nu dai semnalul de alarmă, cel care ar trebui să ia aminte, să se îndrepte, să se pună la adăpost, el nu știe că vine primejdia peste el. Tu care vezi primejdia ta și nu-i spui că nu vrei să-l descurajezi. Nenorocitul acela pierde nenorocirea lui. Dar voi cere sângele lui din mâinile tale. Și atunci stau și mă gândesc ce fel de prorocie este aceea care a venit și mi-a spus, mi-a sugerat să nu mai spun poporului că sunt zile grele. În vechime, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a pus în gura lui Amos niște cuvinte pe care vreau să vi le citesc. Nu eu și nu dumneavoastră decideți dacă sunt zile grele sau vremuri rele. Cuvântul lui Dumnezeu decide asta, să știți. De când există oameni pe pământ, de la cădere încoace, răul a fost mereu prezent în lume. Însă au fost perioade, poate mai puține, poate mai scurte, în care răul a fost ținut destul de bine sub control. El a existat, poate într-o formă mai latentă, dar a fost mereu prezent. Dar au fost multe și lungi perioadele în istoria omenirii în care răul părea să triumfe, părea să se dezvolte foarte mult. Și vremurile acelea în care răul părea să scape de sub control au fost numite de multe ori vremuri grele sau zile grele. Cineva spunea că două întreprinderi din țară au fuzionat timpuri noi și mașini grele și a rezultat o companie care se chema Vremuri Grele. Nu știu dacă e adevărat. Dar să revenim acum la ceea ce a spus Dumnezeu prin Amos. Mai fac aici o paranteză. Tot mai des se folosește Biblia pe tabletă. Știți care e singurul avantaj pe care îl văd? Când zici Amos, dai click pe Amos și se deschide acolo. Dacă ai Biblia asta, trebuie să știi între care carte și care carte e Amos. Amos este între Ioel și Obadia. La pagina 888, traducerea Cornilescu, este cuvântul pe care aș vrea să-l citim din Amos. 888. Amos. Capitolul 5. Aș vrea să citesc câteva versete. Iată ce cuvinte a pus Dumnezeu în gura profetului său din Echip. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Adică tot mai greu de ținut o contabilitate, o evidență a lor. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. De aceea, spunea Dumnezeu prin profetul din vechime, în vremurile acestea, înțeleptul trebuie să tacă. În paranteză aș spune, ceea ce ar avea de spus înțeleptul în vremea, într-o vreme ca aceea, nu interesează pe nimeni. Vorba înțeleptului ar fi tratată cu dispreț, ar fi aruncată înapoi a lor. Ai vorbit degeaba, ai bate toaca la urechea surdului. Și acum concluzia. Căci sunt vremuri grele.
În lumina Bibliei, vremurile grele înseamnă vremuri în care binele este numit rău și răul bine. Vremuri grele în lumina Bibliei sunt vremurile în care adevărul este prețuit mai puțin decât închipuirea. Vremurile grele în lumina Bibliei sunt vremurile în care omul cu principii morale este batjocorit și nu-i se dă voie să vorbească. În schimb, celui imoral și stricat îi se întinde covorul roșu la microfon în societate să spună tot ce vrea. Sunt vremuri grele sau nu sunt vremuri grele? Eu cred că sunt. Trebuie să le privim în față. Sunt vremuri grele. Și cu toate acestea, în vremurile grele, creștinii sunt chemați să trăiască cu băgare de seamă, ca niște oameni înțelepți. Ce ar trebui să facă ei? Să răspundere vremea, spunea fratele Sorin mai înainte aici. Adevărul este că atitudinea față de timp este o dovadă a înțelepciunii, dacă avem o atitudine corectă. E adevărat că se spune că trece timpul cumplit de repede. Și eu am spus săptămâna este alcătuită parte din câteva ore. Acui e luni, acui e sâmbătă. Așa am spus. Dar asta este doar o percepție de-a noastră, pentru că de când a creat Dumnezeu pământul acesta și a poruncit să se învârtească, el se învârtește cu aceeași viteză. Ziua tot atât de mare este acum ca și în vremea lui Avram. Noi ne spunem, măi, ce greu trecea timpul când eram copii. E o percepție. Un profesor cu multă școală la București spunea că jumătatea unei vieți de 75 de ani este undeva la 18 ani. Aproape că l-am crezut pentru că el era profesor, iar noi eram învățăcei. Aș vrea să vă spun că în vremea în care mie mi se pare că timpul zboară repede, în jurul meu sunt o grămadă de copii, cărora mi se pare că timpul merge încet, că așa mi se părea și mie când eram la vârsta lor. Înțelegeți ideea? Este o problemă de percepție. Timpul nu-l putem nici întinde, nu-l putem nici comprima. Dar sfatul înțeleptului din vechime, prin Duhul Sfânt, este să răscumpărăm timpul. Adică să-i dăm o valoare prețioasă. Imaginează-ți că ai la lucru o pauză de 10 minute. Și ai un coleg care te înțelegi bine. Ai 10 minute să stai de vorbă cu el. Îi poți vorbi despre politică. Îi poți vorbi despre economie. Despre cât s-a stricat nivelul vieții în Canada în ultimii 15 ani de când ai ajuns tu aici. Și poți să argumentezi. Sau în cele 10 minute cât ai ocazia să stai de vorbă cu el, îi poți vorbi despre Hristos. Îi poți vorbi despre pacea pe care o capătă cei care îl au pe Hristos în viața lor. Întrebarea mea este, care vi se pare din cele două variante că ar fi o răscumpărare a timpului? Eu cred că toți suntem de acord că varianta 2, când folosești timpul cu eficiență, când investești timpul în așa fel încât el poate să aducă rod și rodul acela să fie bun, să aducă slavă lui Dumnezeu. E adevărat că în ultima vreme au fost inventate o grămadă de, numiți-le cum vreți, modalități de a ne petrece gruma de timp liber care ne-a mai rămas. Ne trezim dimineața de vreme și ne culcăm seara târziu. Alergăm foarte mult, ne odihnim puțin. Oare nu-i trist că din puținul timp de odihnă, din puținul timp care ar trebui să-l petrecem cu familia, cu soția și cu copiii, petrecem foarte mult timp pe Facebook, spunea fratele Sorin și dau dreptate. Vă puteți imagina că există creștini care petrec mai mult timp dintr-o zi pe Facebook decât în Cuvântul Scripturilor? Vă puteți imagina că sunt creștini care petrec mai mult timp pe Facebook decât pe genunchi în rugăciune, tot în fața Domnului? Dar există creștini care petrec timp mai mult în Facebook, pe Facebook, pe internet, decât în citirea cuvântului și rugăciune la oaltă. Și ne întrebăm, de unde atunci putere? Aș vrea să vă spun, Facebook-ul nu umple pe nimeni de putere. Dacă vreți să căutați, fixați-vă un timp, atâta, și fiți cu băgare de seamă să nu-l depășiți. E o mare problemă. Că nu știm să ne-l chibernisim bine timpul. Frații mei,
Va veni o vreme când ne va părea rău că n-am petrecut mai mult timp în rugăciune. Va veni o vreme când ne va părea rău că n-am petrecut mai mult timp în citirea cuvântului. Ne va părea rău că n-am petrecut mai mult timp în părtășia creștină. Nu ne va părea rău că n-am avut cont pe Facebook. Cântăriți bine lucrurile pe care vi le spun, că vi le spun din adâncul inimii. Aș vrea să vă conștientizez. Vremea trece printre degete. Încerci să-ți apă încă ușul mâinii și câteva secunde poate reușești. Dar peste un minut nu mai e nimic. Ți s-a dus printre degete. Așa e timpul. De aceea suntem chemați să-i dăm valoare. Să-l răscumpărăm. Ar fi frumos textul acesta, trag nădejde că dumneavoastră îl veți citi acasă, veți cugeta asupra lui și vă doresc călăuzire în înțelegerea lui și în împlinirea lui. Și acum, pentru că timpul nostru este epuizat, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea părtășia din dimineața aceasta să o încheiem cu mulțumire. Am fost mai puțin decât de alte dăți. E adevărat, poate că ați avea motive să spuneți, trebuia să fie mai altfel. Mai nu știu cum v-ați gândit, dar ar fi trebuit să fie. Dar mulțumiți Domnului pentru ceea ce a fost. Și credințați-vă soarta pe mai departe, în mâna bună a Domnului. Amin.